fie din grabă, fie din plăcere, dar soții Andrei și Raisa Lungu, din satul Crișcăuți, raionul Dondușeni, preferă să se întoarcă acasă de la concerte în costume populare. Cântă în ansamblul folcloric Vatra, dar mai au și alte ocupații. Raisa Lungu este considerată cea mai bună meșteriță în arta țesutului. Este prima femeie din sat care a mobilizat gospodinele să valorifice tradițiile moștenite de la străbuni. Acesta covor este de la mama de acasă, cocoanele se numesc. Asta e cocoana care cu bățul, dar pe părți două fete dansează. Am lucrat la dânsli din clasele 5 eram noi. Patru fete am fost la mama și ne ocupăm cu țesutul covoarelor. Întâi spălam lână, o torceam, o vopseam. Pe urmă alegeam covoare care sunt foarte frumoase. Covoarele e o tradiție a Moldovei care tot Moldova e în floare. Prin porțile dondușenilor, în perioada post-belică, s-a răspândit motivul covorului special pentru fetele de măritat. Acest covor se numește la noi Marită-mă Mamă, în popor. Este o tavă cu flori. Covorul Marită-mă Mamă îl țăs fetele înainte de a se marita. Eu întâi am țăsut covorul și chiar îndată și m-am căsătorit după 10 clasă. Asta e tava care întâlnește Mirli și Mireasa. N-a regretat nici o clipă că s-a măritat. Multe secrete din arta covoarelor le-a învățat de la mama soacră Marinca Lungu și de la bunica soțului Varvara Lungu. Bunica Varvara țesea mai mult motive geometrice, rumbe și păretare, iar în timpul generației Raisei Lungu, în modă intrase covoarele cu flori. Dacă observați, sunt mai mult trandafiri. Trandafirul e floarea iubirii. Avem și bujori, avem și cosâți în grădină. Avem de toate. În partea de nord se folosesc și marginile cu căpșune și marginile cu trandafiri și lalele. Asta e marginea cu hărbuș. Ce se cultivează, așa își producem. Frunzele, ca să fie mai frumoase și mai pronunțate, eu am pus culori mai deschise, mai întunicate, și buboc, și verde întunicat, și verde iarbă, și verde negru, și verde albastriu, ca să fie frunzele pronunțate și frumoase. Aceste covoare se aleg în truși, urzit și la legem. Acest covor este țesut în statfe, cu spata le bați, aici se bați cu furculița. Aici mănuiești suveica, aici vâri mâinile în firii. În statfe sunt și în 5 iiță, și în 4 iiță, și în 2 iiță, aici stai în 5 iiță. Mai este și rumbă. Tot în statiu pui, ai calcat pe talchig, ai dat cu suveica, pe urmă alegi cu mâna firile, iar dai cu suveica, iar alegi cu mâinile. Înainte vremii, vopseau lână cu frunze de nucă, cu coajă de la ceapă și puneau lână naturală sură, de la oi suri. Oile albe, albe, oile mai negri, negri. Acum, mai încoace vreme, era femeie care se numește boienjiță. Găteam lână, spălam, torceam, făceam motovelnișe și duceam la femeie și ea, legat cu fiecare motovelnic cu o bucățică de lână. Roșu, galben, albastru, verde, violet, toate culorile care trebuie să la covor. Vopseam, venim acasă, uscam, depănam și lucram.
Raisa Lungu a organizat într-o aripă a casei de cultură un centru meșteșugăresc, pe care l-a denumit Cu Iță și Suveică. Împreună cu ea, practică arta țesutului, directoarea școlii, primărița, educatoarea de la grădiniță, asistenta medicală și femei simple care țin la tradiții și la folclor. Or, la Crișcăuți se țese doar cu bună dispoziție. Satul Crișcăuți era vestit nu numai prin izvoarele cu apă minerală. Aici, în toate timpurile, a existat câte o femeie care compunea izvoade pentru covoare. Izvodul este totul de la o femeie din sat, de la Chiochia Cachea lui Leșoc, cum îi spune, dar Dumnezeu prietenul. Nu. Da, am izvod și de la Vasilisa Nicolaevna, de la mama, da, fosta profesoare, a Emilie Nicolaevna mama. Singuri desenau, pătrățelile singuri vopseau, singuri alegeau florile, culorile și făceau izvoade de covor. Izvodul este turesc, e că aici e covor, tot aici e cu câmpul negru pe jos, dar și ala e cu câmpul total, perechi. Sunt fel de fel de izvoade, aici e covor, e buchetul. Este de pe jos, corzâșile, este calina, este chitaiscă roza. Sunt diferite, dar da, nu prea spăstrează, s-au pierdut, ele multe au fost. Înainte vreme era leu, erau păuni, acum dar nu văd așa izvoare. Motivele, ornamentele sau uzoarele, cum spun bătrânii, formează covorul să fie foarte, foarte interesant. Cum procedau pe vremuri femeile? Umblau și căutau motive interesante, motive care, într-un fel, să semene cu ale vecinilor, cu metrelor și tot așa mai departe, dar în același timp să aibă ceva mai deosebit. Pe o hârtie decimetrică se copiază covorul în tot ceea ce înseamnă el detaliu mai important și ulterior femeile folosesc acest desen pentru a transpune imaginea de pe desen pe țesătura propriu-zisă. Femeile au reprezentat pe scoarțe tot ceea ce au văzut în jur și li s-a părut mai valoros, mai important, dar le-au transformat pe toate cele existente după legile artei, artei tradiționale, bineînțeles, cea care are în ultimă instanță un fond, o bogăție foarte mare de motive, motive stilizate într-un anumit fel și anume această stilizare ne reprezintă pe noi ca popor, fiindcă în ultimă instanță toate popoarele lumii folosesc undeva peste 100 motive ornamentale, dar felul cum noi le stilizăm, adică le facem să se împace unul cu celălalt într-un tablou întreg numit scoarță, lăicer, cordar, lădar, ne reprezintă pe noi. Și de ce noi stilizăm într-un anumit fel aceste motive? Pentru că în ele se regăsește psihologia noastră, felul nostru de a gândi, felul nostru de a simți, felul nostru de a înțelege această lume. Și acest mod de a simți nu se aseamănă cu a altor popoare. Crișcăuțenii s-au evidențiat nu doar prin covoarele alese, dar și prin valurile de pânză albă din care gospodinele confecționează și astăzi fețe de masă. Pânza care e de față de masă deosebește aici la prosoapea, că uitați-vă, are duși ridicate cu
vârstate și aici e loc gol. Dar la pânza pentru fiețe de mesă, e tot rânduri, toată pânza e rânduri. De ce v-ați apucat de țesut pânza? Dacă știu, de ce să nu duc tradiția care le-am învățat noi de la bunicile noastre. Din fetele de la școală, lunea, miercurea și vinerea, și două ceasuri le învăț, le arăt. Am avut și doi băieți, au ieșit de școală, la noi e școala, e gimnaziu cu 9 clase, și au ieșit, dar vineau cu interes. Doamna Raisa, dă-mi voi să călc tălchic să văd cum să ridică ița. Dă-mi voi să bat cu furculița să văd cum să bat cu furculița în fierii la covor. Sunt copii care le place, le place, le place să vie să vâre mâna între firele de la covor, le place să vie să vâre la statuă, dați să dă odată cu vatala să văd cum să bate firul, dați să dă cu suveica odată să văd cum să dă cu suveica. De aici, de la statuă, a apărut denumirea de centrul de meșteșuguri cu iță și suveică. La pânză țese de una singură. De aceea, meșterița preferă să dilueze monotonia cu veselia, fiindcă, la ales covoare, totdeauna se organizează șezători la care nimeni nu șede. Și gătit așa frumoasă, să mă duci bătița acasă, la 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 la. Și gătit așa frumoasă, să mă duci bătița acasă, la 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 la. Să nu mai fi supărat că n-am stat la sărutat, la 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 la. N-am stat mai mult la poartă, la 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 la. Dar măicuța știu eu bine cum se supără pe mine, la 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 la. Dar măicuța știu eu bine cum se supără pe mine, la 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 la. Când stau mai mult la portiță pentru tine, măi bătiță, la 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 la. De ce se fac, pe amândoi să vă împac, la 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 la. Parcă este și făcută, noi la toamnă facem nuntă, la 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 la. Parcă este și făcută, noi la toamnă facem nuntă, la 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 la. Nuntă mare cu sătieni, ca la noi crești căuțel, la 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 la. Și-am să trag eu ea cu flori, ce-am cusut-o șezător, la 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 la. Nuntă mare cu sătieni, ca la noi creșteuțe, la 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 la. Și-am să trag eu ea cu flori, ce-am cusut-o șezător, la 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 la. Un motiv foarte frecvent întâlnit în covoarele noastre este cel al peptenului sau al furculiței. Anume, cu aceste instrumente, țesătoarele noastre bat, îndesesc țesătura la covoare și era firesc să le regăsim în ornamentele noastre tradiționale. Ca regulă, ele au numai 9 dinți, deși în realitate au mult mai mulți dinți. De ce? Pentru că cifra 9 este una benefică pentru noi, este numărul belșugului. Ca o idee foarte mult legată de instrumentul cu care femeia țese, apare și mâna. Mâna fiind cea mai mare avere pe care o are omul, deprinderea de a țese, toată abilitatea, de aici vine de la mâna de aur a țesătoarei.